Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bun găsit, prieteni! E ziua de fotbal în Superliga. Continuă la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, unde Petrolul întâlnește CS Universitatea Craiova. Meci extrem de important pentru ambele formații, dar parcă mai important pentru Petrolul. Jucătorul ivorian, care are acum 31. Nu am mai spus că nu mai începe să mai ajute. Mitriță și face mingea pentru șut. O primă ocazie, minge respinsă în lateral de Mzima. Faza continuă. Este și Crețu acolo așteptând centrarea. În Seria A și în Olanda. Dar aici, în România, a crescut, se vede că a apărat și a fost chiar pe lista Rapidului în momentul în care Horațiu Moldovan. Aici. Și aici a sărit. Anca întoarce pentru Grozav. Dacă acum Moltenii pe contraatac, Crețu dă drumul la minge, dar s-au regrupat în defensivă. Cedea Petrol, n-a fost o preluare extraordinară acolo. Markovic, trimite lui Mitriță, cam de aici a șutat acea fază în care Zima a respins. Este 1-0 pentru Craiova, centrare extraordinară a lui Mitriță. 1-0, gol Markovic. Super fază, super centrare lui Mitriță. Este al 8-lea asist al lui Mitriță. Bun, Mitriță joacă pe un post de la Naționala României, sunt foarte mulți sunt oameni, șanse de a ajunge la Euro sunt minime. Dar este un fotbalist important pentru Craiova. 1-0 Markovic. Și la acest scor Craiova face și ea 45 de puncte. E de vreme să vorbim. Dar priviți-l pe Mitriță. Ce înseamnă să știi fotbal și în același timp să te ajute și Glezna. Perfect, perfectă centrare. Îi dă cap în cap acolo pe doi dintre stoperi, pe Maier și pe Pap. Da, de un an și jumătate nu a mai fost la Național. Nu era Pap, era Dumitriu, cred, unul dintre apărători. Sunt și mai convins că decizia lui Coza a fost cea bună. Ujea, pentru căpățână, Jair prea marginea careului și a fost încă oricum și de nimic. Da, corect, așa se și întâmplă. Ar trebui să schimbăm un pic protocolul, sigur că nu se poate schimba atât cu competiții. Dar ce să nu dai fault aici dacă... Probabil că o să spună că altfel se va verifica fiecare fază. Trece super, Markovic pasează, este o ocazie mare și 2-0 pentru că mingea sare în fața lui Jima. Înscrie Bayram. Două meciuri la rând cu gol marcat pentru Bayram, minutul 40. În mod normal era o minge simplă pentru Jima. Cine? Aici să vedem că se vaită Myers că a fost faultat. Să vedem ce s-a întâmplat la gândul cu Mamar Bunic. Vreau să-l mulțumim dată pe seara. Două goluri în două meciuri pentru Bayram. Aici este faza, în semn care... Șutul este deosebit de slab. Patru jucători aici la Markovic, dincolo Bayram. Da, rău. Da, aici șutul este foarte slab, este pasă la portar, dar sare incredibil peste gol. Era greu pentru Petrolul și la 0-1, acum e misiunea imposibilă. Bine, am mai condus Craiova cu 2-0 și s-a terminat 2-2. Pe Irobiso i-a luat fața lui Maldonado, dar Maldonado îl împinge suficient. Păi acum a jucat bancul contra voluntarului. A și fost. Și acum este și e gol, 2-1. Înscrie Huja, care a punctat și în meciul tur. Exact ceea ce nu trebuia să facă CS Universitatea, să ia gol aici pe final de repriză. E ceva să ai două goluri înscrise în da, și
termină perfect acest gol în prelungirile primei reprize. Cum mai spuneai, pot fi periculoși pe scurii la aceste faze fixe. S-a părut și Popescu acolo, a ezitat. Frumos! Detentă superbă! Huja, născut în Portugalia din părinții români, a fost prin Anglia. Se termină prima parte, 3 goluri, este chiar neașteptat. Cred că Radu joacă acolo în flancă. O pasă pentru nou intratul Berisha. Nu era un dribling-ul, iată-l păcălește pe Maldonado. Centrale pe 6 metri și șut că aduce egalarea. 2-2, grozav. 2-2, extraordinar. Craiova conduce iarăși cu 2-0 și se vede egalată. Parcă am mai văzut acest film. Ori m-a condus cu 2-0 și a fost egalată, ori a fost condusă cu 2-0 și a egalat. Un gol venit repede în al doilea minut din această repriză secundă. Din noiembrie nu mai dăduse gol grozav. Este a 6-a reușită a lui Jim Grozav. Da, să remarcăm acțiunea lui Berisha. Și să remarcăm că Maldonado nu se spune că îl lăudase pe după cum repriză până nu ai voie ca fundaș să faci ingresul la asemenea manieră, nu se poate întâmpla. Bine, și Ndong a respins chiar în piciorul lui Grozav. Ok, Ndong respinge pentru că te-a surprins, cum vei, nu poate să lase mingea acolo, iar șutul e impecabil. Dacă mi s-a părut ezitant la faza primului gol aici, nu, chiar nu avea ce să facă Popescu. Ce lovitură pentru Craiova, incredibil! Mitriță Curii, din nou Mitriță, să vedem, deocamdată nimeni acolo în fața porții. Mitriță trece, 3-2, încă o acțiune superbă, marca Mitriță. Minutul 58, Craiova trece din nou în avantaj. Bayram face dubla, dar se și lovește. 3-2 pentru Craiova și Mitriță ajunge la 9 asisturi, absolut impresionant. Da, mi s-a părut că a fost lăsat prea liber acolo, a avut tot timpul, apoi a trecut în viteză. O acțiune plecată de la Ndong, nimeni aici care să-l atace decisiv. Apoi pasă excelentă dată de Uri, cât de ușor trece de Myers acolo Mitriță. Pentru o rezolvare simplă. Mitriță este în acest moment liderul asisturilor. Cu 8 pase decisive sunt Coman și Nistor. Bine, Coman încă n-a jucat. Dar să știi că a mai fost o fază la care aia cu Marcović când i-a întors, Myers și Huja au avut probleme. Da, de multe ori a acuzat că e egoist. Mitriță până la urmă. Fază fixă cu o minge la care ajunge primul Popescu, venise acolo Pac în careu, Grozav întoarce, Hanca, centrarea, destul perfect, de bună! Perfect, la punctul ăsta care a intrat, din modul în care contează bolul, mi se pare că e dreptat. Un succes de moral înaintea acestor meciuri foarte grele, să vedem însă Ivan intră în careu, trece acolo de Myers! Șutul lui Danciu, faza nu s-a încheiat, Hanca respinge, câte dificultăți au cei de la Ploiești acolo. A avut un fault înainte la Pap. Deci mai de-a pasat de dor la adversar. A așteptat Coza. Da, e foarte. Coza a așteptat și abia după ce... Da, gata, penalti pentru Craiova. Nu știu ce vorbim aici, că nu ți-ai nimic. Văd dacă înțeleg ceva. Ce e eroarea asta? E că asta e problema? Nu faultul aici la papă, asta e problema că e penalti sau nu acolo? Eu sper că nu se dă penalti, cu atât vă spun. Este o greșeală uriașă a lui Hațegan. Dar nu, pentru că l-a chemat afară. Este o greșeală imensă. Și Coza a dat faul. De ce te bagi tu?
Ivan! Se face cumva dreptate, dar greșeala de arbitraj. Da, a intrat, dar puțin. Aici clar nu-i simulare, adică mă îndoiesc că Berisha s-a apucat să simuleze. Tu ia să ia. O, e roșu la tot, bă, normal. Nu, e roșu doare un pic. Ia, de aici se vede mai bine. Berisha nu e genul de... Ia să vedem. Și vezi undeva că îl dă foarte tare? Bine, dă roșu simplu la chemat, să nu e problema. Da. Ăsta e subiect. Nu știu ce mai cheamă, pentru că oricum niciunul nu cumva, nu, dacă te cheamă, respectă chestia asta. E de roșu, nu... Berisha nu s-a aruncat spectaculos, dar nu se vede din nimic. Bă, pe mine nu mă convinge nimic, nu știu ce vede Hațegan.